Dragilor, bine ați venit! Suntem într-un nou an universitar, într-un nou an al întâlnirilor noastre, a trecut vacanța. Vreau să reamintesc. Aceste serii au început, cred că anul acesta se împlinesc 2 ani. La inițiativa unor tineri, grupați în, așa cum ați văzut pe afiș, într-o asociație numită Zestrea Românilor. Am început și aici îl amintesc pe scriitorul, filozoful, teologul Daniel Mazinu. Am început cu pedagogia Robului Aprins. Intenția noastră este aceasta, și anume căutarea acelei românii profunde, care a devenit pentru fiecare, pentru mulți, a venit un fel de sintagmă, România profundă. Și ne-am întrebat de multe ori, dincolo de România voivozilor, dincolo de România titorilor de limbă românească, unde este România profundă? Și am descoperit-o, România profundă am descoperit-o în mărturisitorii din închisorile comuniste. Vreau să vă spun că săptămâna care urmează avem un simpozion care se referă la luminarea minții în mistica creștină și în același timp vederea luminii dumnezeiești. Și eu chiar am propus ceva practic, și anume vederea luminii dumnezeiești în experiența mărturisitorilor din închisorile comuniste. În ceea ce privește pe Sergiu Grosu, am să las pe doamna Marilena Rutaru, care l-a cunoscut, care are interviu, și îi spuneam că doamna Marilena are un patrimoniu. Ea însăși este. Vă dați seama, cei care ați fost la Vintilă Horia, pe la sfârșitul lunii mai ați văzut, este minunat faptul că avem aceste interviuri cu Vintilă Horia sau cu Sergiu Grosu. Mărturii ale celor care l-au cunoscut, i-au cunoscut pe Vintilă Horia sau pe Sergiu Grosu. Sincer, nu știam prea multe despre Sergiu Grosu. Doar auzisem, cunoșteam mult mai multe despre Nicol Valeriu Grosu sau Nicoleta Valeria Grosu, cea care este nepoata lui Iuliu Maniu, a fost arestată în 1949 până, deci 4 ani a făcut, mi se pare, de închisoare. Și este bine cunoscută prin cartea sa, Binecuvântată fiind închisoare, dar și prin filmul Binecuvântată fiind închisoare. Rolul jucat, îi spuneam Danei Marilena, rolul jucat de Maria Ploaie este extraordinar, s-a identificat atât de bine cu personajul, încât a reușit să transmită nu numai emoția aceea, mă rog, artistică, dar a reușit să transmită acel simțământ. De altfel, toate aceste experiențe, dacă ne referim la mărturisitorii din închisorile comuniste, ne referim la Sergiu Grosu sau la Nicoleta Valeria Grosu, soția, putem să le prindem în ceea ce Ana Blandiara, în prefața cărții Binecuvântată fiind închisoare, închisoarea ca experiență mistică. Și mi-a plăcut faptul că Ana Blandiara a surprins faptul că viața lor, viața lui Nicol Valeriu Grosu sau Nicoleta Valeria Grosu, viața lui Sergiu Grosu, viața lui Vintilă Horia, nu se desfășoară nicio clipă în planul politic, ci mult dincolo de el, acolo unde pe frontiera mereu nesigură între viață și moarte, se naște vibrația mistică, religia, care se întoarce la propria etimologie și leagă înțelesul dintr-un tot indestructiv. Și mă bucur că această seară mi-a prilejuit să citesc mai mult și despre Sergiu Grosu și despre Nicoleta Valeria Grosu. Și pentru
referatul pe care îl voi prezenta, vederea luminii dumnezeiești în experiența mărturisită din închisorile comuniste, pentru aceasta am să citesc, și cu asta îi dau cuvântul doamnei Marilena Rutaru, am să citesc experiența pe care a avut-o Nicoleta Valeria Grosu și pe care o mărturisește în binecuvântată fi închisoarea. Și care seamănă cu experiența lui Nicolae Steinhardt de la Ghela, din 1963, când el a fost învăluit de lumina dumnezeiască. Și care seamănă cu experiențele lui Valeriu Gafencu. Foarte multe experiențe ale vederii luminii necreate. Seamănă cu experiența lui Gherasimiscu, părintele care s-a stins la Târgu Ocna. Cu experiența lui Ioan Ianolide. Cu experiența lui părintelui Dimitrie Bejan. A lui Mihai Lungean, care a fost minunat, a fost hirotonit la o vârstă destul de înaintată de... Pentru că, știți, la noi există o vârstă canonică, pe care nu, dar cine credeți că l-a hirotonit? Tot cineva care fusese în închisoare, Mitropolitul Bartolomeu Anania. Și la ea și are aceste mărturii extraordinare. Adică este copleșitor unii ei, vorbesc atât de firesc despre o experiență care este, de fapt, culmea misticii. Și am să citesc și din Nicoleta Valeria Grosu, dar acest fragment. Iisus trăia în mine. Întreaga mea ființă era plină de prezența sa. Lumina stelei strălucea cu o mai mare putere, iar bucuria de a-i aparține lui Iisus deveni uriașă. Prea mare pentru beata mea inimă. De pretutindeni auzeam minunate colinde de Crăciun. Era la sărbătoarea Crăciunului. Cerul se deschisese umplându-l sălașul de cântec, culoare și fericire. Doamne! Am strigat deodată ascunzându-l fața în mâini. E prea mult! Prea multă bucurie pentru o beată făptură ca mine. Prea multă lumină ca să o pot îndura. După câteva clipe, privind în jurul meu, în pivnița unde domnea aceeași atmosferă de pace, am murmurat. În această seară de Crăciun, Iisus a fost aici. Adică, este poezia cu Iisus în temniță al lui Radu Gir și toate celelalte mărturii pe care le avem. Îi mulțumim încă o dată, doamnei Marilena, pentru aceste întâlniri deosebite. Și vă rog să mă credeți la câteva dintre ele, la Barbu Blezeanu și la Mintila Horia, într-o lume destul de agitată, destul de grăbită, foarte grăbită, o lume care nu mai are starea de cultură, în dialogul care s-a închegat după vizionarea filmului, a interviurilor, între doamna Marilena Rotaru și cei care erau de față, am simțit că trăiesc într-un fel de bel epocă. În care cultura era la mare înălțime, în care starea de cultură era aceea care îți dădea o altă dispoziție sufletească și, în primul rând, te motiva, așa cum spunea Cioran când se gândea la Mircea Burcănescu, zice, domnule, este de ajuns să-mi aduc aminte de chipul Tatălui dumitale și să dau un sens nefericirea acesteia de a exista. El se refera, Cioran fiind sceptic, nihilist și cu lucrările lui despre neajunsul de a te fi născut pe culmele dispărării, ardea de a te sinucide, dar zice totuși, oare dacă Tatăl dumitale a existat, înseamnă că merită să te naști. Ei, merită să te naști pentru că, iată, am avut asemenea oameni și avem asemenea oameni.